Știi, să stai toată ziua cu copilul tău nu înseamnă că te conectezi real cu el. Atunci când copilul ne strigă, mami, mami, la fiecare două minute și noi răspundem, da, mami, însă suntem cu gândul în altă parte. Sau atunci când ne jucăm cu copilul, dar de fapt stăm pe telefon și ne prefacem că ne jucăm, nu înseamnă că suntem prezente cu adevărat. Când facem totul pentru copil, când ne punem pe locul 2, 3 sau 10 în propria viață, cu speranța că așa suntem cele mai bune mame pentru copii, tot ce reușim este să fim doar mai epuizate și cu mai puțină răbdare în relația cu ei. Știi, se spune că o mamă are nevoie de cel puțin o vacanță pe an, singură, fără partener sau copii, pentru a-și încărca bateriile, pentru a fi în contact cu ea și cu stările ei interioare și pentru a se întoarce întreagă și echilibrată la familia ei. Nu sunt vorbele mele, ci este rezultatul unui studiu al unui psiholog al Universității Cornell, care întărește o idee în care da cred. Aceea că le putem împlini nevoile fizice și emoționale copiilor noștri doar atunci când și noi, mamele, suntem bine cu noi. Însă, dacă mă întreb pe mine, mamele au nevoie de ceva mai mult decât de o vacanță. E bună și aceea, o primim, mulțumim frumos. Dar mamele au nevoie de soluții concrete, în așa fel încât zi de zi să aibă acel moment pentru ele. Să reușească să petreacă timp de calitate, cu prezență și în conectare cu copilul și să ducă la bun sfârșit sarcinile de la job și de acasă. Dacă și tu te regăsești printre mamele care nu caută magie, ci soluții concrete ca să readucă echilibrul în haosul organizat pe care îl trăiesc în fiecare zi, te invit la webinarul online Mamă fericită, copil împlinit. Cum să ai grijă de tine fără să te simți vinovată?